din punctul nostru de vedere, este o decizie înțeleaptă. Este normal că atunci când stabilești soarta unui președinte, să știi foarte exact și stabilit în cap, să știi foarte exact la ce număr al populației te raportezi. Este totodată foarte clar că un președinte care adună 5.200.000 de voturi, din punct de vedere logic, matematic, moral, cum doriți dumneavoastră, este demis cu 7.400.000 de voturi. Și așa cum știți și dumneavoastră, să plecând la această decizie, se încearcă în sfârșit să vedem câți români suntem, cât să avem drept de vot, cât nu avem drept de vot și așa mai departe. Eu cred că treaba asta este binevenită, pentru că dacă se confirmă, așa cum susținem, că numărul populației reale este mult mai mic decât cel înscris în listele electorale permanente, este foarte probabil că și la toamna alegerile parlamentare când se desfășoare, de fapt nu este foarte probabil, este obligatoriu ca aceste alegeri să desfășoare după numărul real al populației României și cu siguranță vom avea un număr redus de parlamentari, lucru care cred că va genera o anumită stare de confort pentru cei care au fost și au votat la referendumul de reducere a numărului de parlamentari. Acum, sigur că toată lumea încearcă să afle exact cât suntem. Eu vreau să vă prezint doar niște date oficiale, și anume statistica privind persoanele decedate cu ultimul domiciliu în județul Alba. Deci în ultimii 10 ani, deci de la ultimul recensământ, avem un total de persoane decedate de 45.481 persoane decedate, dintre care în 2002 4.603, în 2003 4.297, în 2004 4.363, în 2005 4.541, în 2006 4.351, în 2007 4.104, 2008 4.177, 2009 4.344, 2010 4.209, 2011 4.079 și 2012 până în prezent 2413 persoane. Acum urmează să stabilim foarte clar care din aceste persoane se mai regăsesc sau nu pe listele permanente. Va trebui să ținem cont de faptul că avem peste 500 de persoane în județul Alba care au interdicție prin hotărârea instanței de a vota și care apar pe listele electorale permanente. Peste 500 de persoane. Avem, din păcate, și persoanele cu probleme medicale, adică alienați mentali, debili mentali, care, atenție, nu pot fi retrase de pe listele electorale permanente decât printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În ultimii ani, nicio persoană nu a fost scoasă de pe listele electorale permanente pe baza unei hotărâri judecătorești. În altă ordine de idei, mai sunt la nivel național 665.000 de persoane care au actele în baza cărora puteau vota expirate, care potrivit legii nu au dreptul de a vota și care se regăsesc pe listele electorale permanente. O să vă dau și un alt exemplu, cred că destul de indicator. Dacă ne uităm la datele preliminare ale recensământului din 2011, vom observa că numai la Alba Iulia avem un total de 4.094 de persoane, dintre care 1.066 plecate în alte județe din țară și 3.028 plecate în străinătate. Iar exemplele pot continua la nesfârșit, pentru că situația este generală cam în tot județul. Foarte multe din persoanele astea s-au regăsit în listele electorale permanente, deși fie au renunțat la cetățenia română și sunt cetățeni al altui stat, fie au renunțat la a se mai întoarce în România. Știți și dumneavoastră că de aici sunt, la noi sunt o grămadă de
conjuge țări care au plecat la muncă în străinătate și păstrează cartea de identitate cu domiciliu în Alba Iulia sau în județul Alba. Bun, o altă situație pe care am întâlnit-o la o secție din Alba Iulia mi-a fost sesizată de reprezentantul nostru în acea secție de votare. Pe listă apăreau 775 de persoane pe secția de votare. La un moment dat, având acea perioadă moarte, știți și noastră, orele a miezi în care nu s-a prea votat, omul s-a apucat să numere persoanele de pe listă. Și de fapt avea cu 20 de poziții, 21 de poziții mai puțin, pentru că erau 22 de poziții, pentru că erau dublate niște poziții pe acea listă. Și sigur că de aici apar tot felul de întrebări și de suspiciuni, iar eu cred că decizia curții de a ști exact la ce ne raportăm este cel puțin logică, rațională și morală, pentru că e vorba de președintele României. Pe scurt o să vă mai spun că la Consiliul Județean